Salutare și bine ați venit la un nou vlog! Astăzi suntem în Delta Siretului, mai exact la Zaga Zaga, poate cel mai frumos loc din Vrani. Astăzi vă luăm cu noi să descoperim ce oferă acest complex din momentul în care am făcut check-in până la momentul check-out-ului, cât costă această cazare, ce dotări și ce facilități oferă. Și ne gândeam să începem turul acestui complex, mult spus tur pentru că este imens, are 82 de hectare, dar să-l începem cu bicicleta și să trăbatem toate potecuțele și străduțele pe care le găsim și să vă arătăm și vouă ce frumuseți sunt în acest resort. Rămâneți până la final să vedeți de ce este Zaga Zaga cel mai frumos loc din Vrancea. Tocmai ce am parcat mașina, parcarea asta este imensă și din câte pare este gratuită. Întreg complexul este imens. Uitați aici cât de mare este harta și cât de bine gândită, pentru că are toate punctele bine stabilite pe ea. Unde e ferma, unde sunt bungalourile, unde sunt lacurile, de unde poți închiria barca. Mi se pare super tare, tot conceptul este chiar. Suntem la numărul 1 aici. Ok. Zona Lidcov este zona aceasta. Perfect. La voastră o faceți chiar prima căsuță aici. Imediat după restaurant, prima la stânga. Aici aveți o foaie cu mai multe informații pentru check-in-ul dumneavoastră. Pe spate rețele, parole, Wi-Fi, acesta este numărul nostru. Foarte tare că noi am venit într-o zi de luni, astăzi fiind 9 octombrie. Și este atât de liber și atât de multă liniște, încât e superb. După ce ajungi la recepție și te cazezi, primești o cheiță și o brățărică care va trebui să stai pe tot parcursul șederii, acesta fiind primul pas dacă nu-ți vei face check-in-ul pe aplicație. Odată ce îți bucuiești o noapte de cazare aici, vei primi un mail și mai apoi un SMS cu indicații pentru a-ți face check-in-ul tu online. Iar la recepție vei lua doar cheița. Vei aștepta un coleg care te va prelua cu tot cu bagaje și te va duce direct la căsuța ta. Cert este că îmi place foarte mult circuitul ăsta intern pe care l-au ei și serviciile care fac experiența ta să pare una luxury. Și am ajuns și la cazarea noastră. Cei de aici îți oferă transport cu mașina sau cu căruța în funcție de gradul de ocupare al complexului. Și bucuria noastră este că suntem fix la primul bungalow, numărul 1. Numărul 1 și putem să facem atât de repede un room tour pentru că noi suntem în octombrie. După cum v-am spus, sezonul aici este deschis din aprilie până la sfârșitul lui octombrie, 11-12 noiembrie, să zicem, maxim, ceea ce înseamnă că este o perioadă foarte liberă și oamenii nu se mai cazează într-un număr atât de mare. Avem complexul ăsta numai pentru noi și este foarte plăcut. Hai să facem un room tour. Wow! Suntem într-un bungalow cu mansardă și mi se pare super tare. Nici nu știu unde să mă uit prima dată. Cred că cel mai important punct este priveliștea. Oh my god! Cam aceasta este priveliștea din căsuța numărul 1, Lidcov. Direct spre canal. Este superb. Dimineața poți să-ți bei cafeluța aici pe marginea apei, pentru că în cameră ai și espresor și tot ce trebuie. Vă prezentăm zona de living. Asta este zona cea mai importantă, unde vom sta noi cel mai mult. Cel mai probabil voi pune laptopul aici. Ce frumos e! Deja îmi place foarte mult, dar vreau să urcăm și la etaj. Sunt chiar curioasă pentru că această căbănuță este de două persoane. Avem patul matrimonial aici. Hai să vedem ce este sus. Ia, uite. Ok, deci nu să dormiți separat, dar mi se pare și locul ăsta super tare. Aici poate să mai stea încă un cuplu. Nu știu dacă este permis să vină 4 persoane în acest tip de bungalow, dar pot dormi lejer 4 persoane aici, mai ales dacă sunt familie, pentru că nu ar fi niciun inconvenient. Îmi pare foarte, foarte spațios și confortabil, bineînțeles. Imediat în spatele ușii avem un dressing cu boiler și atenția mea la detalii, observ că avem papucei. Este foarte important la o cazare să găsești papucei.
Așa, și ne vom așeza și hainele frumos în dulap, iar apoi mergem în baie. Baia este spațioasă cât să faci o piruetă și ai tot ce trebuie. Mi se pare curată. Atenția la detalii se poate observa prin faptul că avem un săpun de la Rituals, ceea ce înseamnă că s-a investit un pic în confortul turiștilor. Uscător de păr, deci nu veniți cu uscătorul după voi și îmi place foarte, foarte mult. Ia uite, porcuța, oamenii se plimbă pe canal și ne putem să-i vedem din cameră. Hello! Se pare super tare chestia asta. Îmi place foarte mult aici și mi se pare ciudat că noi nu am venit la Zaga Zaga până acum. Noi suntem din Focșani deloc, nu știu dacă știți asta. Locuim într-adevăr în București de mult timp, dar noi suntem deloc din Focșani, iar acest complex este la 20 de minute de Focșani și noi nu am venit niciodată până acum. Ce să mai spun, să ne și cazăm. Dar e o surpriză plăcută, Zaga Zaga sat. Deja îmi place foarte mult și o să ne mai întoarcem aici. Abia aștept să mă trezesc mâine dimineață, să trag toate draperiile acestea și să văd o priveliște atât de spectaculoasă și mi se pare incredibil, atenția la detalii din nou discutând, că au aici o zonă unde te poți așeza cu o carte în mână, poți citi, te poți relaxa, ai o priveliște de excepție. O cafeluță bună, vai de capul meu, este super tare aici, nu mă așteptam să fie atât de frumos. Haideți să vă arătăm ce ponton avem noi la această cazare, vă spun sincer, este minunat. Iar aceasta este cazarea noastră superbă, nu vine să cred că suntem aici, efectiv e atât de liniște, nu se aude nicio mașină, niciun zgomot, ci doar păsări și puțin vântul cum suflă printre copaci. Și probabil vă întrebați cât costă o noapte aici la bungalow, la Zaga Zaga Sat. Ei bine, haideți să aflăm împreună pentru că suntem fix pe site-ul lor. Sunt și reduceri, din fericire, și în mod normal ar fi costat 400 de lei, iar acum o noapte aici costă 357 de lei. Cu un discount de 10% de last minute, pentru că ne uităm fix pentru ziua de astăzi. Avem mai multe tipuri de cazări. Avem bungalow, avem casă în copac, bungalow vamă pe lac, bungalow pe lacul mare, casa de la fermă, care costă 1341 de lei la reducere, prețul inițial fiind de 1500 de lei pe noapte. Și asta pare cea mai mare sumă, practic, pentru cazările de aici. Și cam așa arată. E foarte mare. Este foarte mare și bineînțeles că prezintă alte servicii, de aceea este și mai scump. Cu siguranță este într-o zonă mai retrasă, pentru că în prețul ăsta vei achita, să zic, și intimitatea. Ai multe variante de cazare, ai varianta și de cort, cort de lux, cu terasă și cu ieșire la apă. Cumva locul ăsta este pentru toată lumea. Mie personal nu mi se pare scump. Poate că în full sezon prețurile pe noapte sunt mai mari, dar dacă stăm să ne gândim cât costă o noapte la un hotel normal în România în 2023, pentru că toate s-au scumpit, cred că este un preț accesibil, mai ales dacă îl iei așa, last minute, pentru că uitați, este o reducere de 10%. Why not? Și până când setăm cadrul aici, să facem și un reel pentru Instagram și pentru TikTok. Apropo, urmăriți-ne pe TikTok, aveți Marius X Melissa, suntem active acum acolo, mai mult ca niciodată. Dați-ne un follow și urmăriți contentul nostru, pentru că acolo postăm short-uri foarte multe, clipuri scurte și interesante, iar partea de vibe bun și informații o lăsăm pentru YouTube, canalul de YouTube Marius și Melissa. Cheers! Un like la acest clip, pentru că ne ajută foarte mult. Algoritmul YouTube-ului împinge cumva clipul nostru dacă voi dați like. Și nu uitați să vă abonați, am făcut și noi 8000 de oameni astăzi. Vă salutăm pe toți și continuăm povestea noastră. Ne-am înarmat cu drona, cu energie, ochelarii de soare și luăm bicicletele, după care barca. Nu plecăm de aici până nu ne plimbăm cu barca.
În momentul de față cred că sunt 17 grade conform aplicației de pe iPhone, dar sincer, pentru că bate puțin vântul, se simte mai rece de atât. În comparație cu ceea ce a fost zilele trecute, adică ploaie și vânt și vreme urâtă, suntem norocoși totuși. A ieșit soarele pe strada de la Zaga Zaga când am ajuns noi. Am închiriat două biciclete pentru 24 de ore, ce înseamnă 120 de lei. Dar o ai la dispoziție atât cât îți dorești. Pentru o oră am văzut că e 35 de lei. Și începem traseul cu biciclete. Undeva la 4 km, 25 de minute. Ar fi un traseu ușor. La stânga, din punctul în care am închiriat bicicletele, este Aventura Park. Acum e liber pentru că nu mai este sezon și oricum suntem în timpul săptămânii, lumea este la muncă de obicei, dar cred că este o activitate foarte frumoasă pentru sfârșit de săptămână, pentru cei din zonă cel puțin. Pot veni cu copiii aici sau pot veni ei dacă sunt fani aventură. Este aproape de tot ce înseamnă Focșani, Galați și merită încercat. Mai departe! Profităm de ocazie că nu e nimeni și vedem și noi hambarul. Aici e zona de evenimente. Ce tare! Continuăm traseul, să închidem ușa, hambar. Toată zona asta disponibilă pentru noi și atât de liniște, cât de tare! Și cred că e o idee bună să veniți aici și toamna, pentru că e altceva. Fiecare anotimp are frumusețea lui, dar, nu știu, notele acestea ruginii, frunze, liniște, un pic răcoare, mi se pare super tare. Am ajuns la fermă. Deja putem observa văcuțele și animalele chiar de aici, mi se pare foarte tare, iar livada, clar, este în dreapta. Ce faci, mă? Ce faci, mă, bine, mă? Continuăm traseul nostru și haideți să pedalăm! Oh my god, ce frumos se vede în față! Ia uitați ce tare, wow, e culoarul ăsta! Cea mai frumoasă parte din traseul nostru, aici la Zaga Zaga Sat, cu siguranță este aici! Uitați și voi cum sunt copacii ăștia! Tunelul ăsta este extraordinar! Iar în partea din dreapta se află, practic, brațele Siretului, delta Siretului, și este superb. Într-adevăr este fantastic aici. Liniște. Ține de coarne. Pentru amatorii de pescuit sau de pescuit profesionist, poți să închiriezi o căsuță de genul acesta și să-ți plasezi toate monturile de pescuit, lansete, undițe, momeală, tot ce trebuie, și să ai o partidă de pescuit pe cinste. Iar aici cred că este deschiderea pentru lacul mare. Noi cumva cu acest traseu de biciclete am înconjurat lacul mare și acum descoperim și diferitele tipuri de cazări. Punem puțin bicicleta aici și să ne bucurăm de vedere. Diferența, cine nu are cric și cine are cric se respectă. Și cofuleț. Hai să vedem, fără să deranjăm oamenii de aici. Nu pare a fi nimeni aici. Pe pontoar. Se văd urme de momeală. Ia uitați aici, nadă. Și poți să dai la pește aici. Liniștit. Cu vederea asta, la căsuțe. Astea sunt căsuțe plutitoare, nu? Da. Vă lăsăm pe ecran prețul. O noapte de cazare aici, pe una din căsuțele acestea. Încotro? La restaurant. Bun, suntem aici în parcare, am făcut tot turul cu bicicleta și a mai rămas partea asta de centru de aici, dar asta după ce mâncăm ceva. No, bun, suntem la restaurant, la Iaz și piscina. Piscina nu este funcțională, na, evident, pentru că e frig. Dar vara, cred că e o senzație, mai ales că piscina este încălzită vara. Cât de tare! Wow. Nu știu că ai și spațiu de stat să bagi bicicleta. Dacă nu intră roata, o punem așa. Profit de faptul că nu e atât de aglomerat.
luat așa, porție de icre, pentru că nu se pute să începem și să încercăm o porție de icre. Am luat un păstrăv la plită pentru mine, eu așa am vrut un pește mai slab, ne-a recomandat doamna dacă vrem mai slab sau mai gras. Iar Marius a vrut un cotlet de sturion. Ați mai auzit de cotlet de sturion? Și ceva de băut. De menționat că toate produsele lor sunt făcute de ei în casă, icre, sacuscă, peștele, sturion, păstrăv, tot. Deci o să fie super interesant, așa că merg pe partea asta naturală. Hai să avem poftă! Care a comandat mai bine? Care se supără mai mare? Care iubește pe care dintre doi dintre voi? Eu cred că al meu este mai fain. Nu am ce prima mușcătură de sturion. Ia să vedem. Este puțin mai gras, dar e bun rău de tot. Cu ustură intră altfel, a? Și mie mi se pare că e foarte bun. Și cu mămăliga asta puțin trasă pe plită. Și cu lămâie. Am mâncat un păstrăv super bun, iar acum mergem la căprioare și am cerut la restaurant niște pâinică cu care o să le ademenim, pentru că parcul în care stau ele este foarte mare și ele sunt răsfirate peste tot. Așa că le vom ademeni și le vom iubi. Haideți cu noi! Și uite și căprioarele! Wow! Hey, bună! Hello! Salut! N-am văzut niciodată căprioară atât de aproape! N-am hrănit niciodată o căprioară! Cred că ar fi mai ușor să... Ia uite! Căprițe? Ia! Asta i-am dat un colț de la pâine. Bună! Ce faci tu? Zic tu mie, când vreodată ai văzut o căprioară atât de aproape? Când cred că am văzut așa aproape. Niciodată, să mănânce de la tine din mână. Așa. Iubita. Dar tu ești... Tu ești foarte flămândă. Mănâncă și... Gardul. Ești tu? Ești tu? Ești tu? Cea mai bună pâine din lume. Wow, ce tare! Zic cum e experiența asta la căprioare, mi se pare inedită, pentru că niciodată nu am avut ocazia să hrănim. E ceva ce cei de la restaurant ne-au indicat, adică nu facem ceva ilegal. Pâinea asta oricum ajunge la căprioare, așa că faceți asta, întrebați la bucătărie dacă au 2-3 felii de pâine, pentru că e pâinea pe care o debarasează de la mese, deci stați și voi ce bucurie pe ele. S-a terminat pâinica, deci să vă fie de bine. Să rămână. A fost o drăguță, ai fost prima care ai venit aici la noi. Pa, iubita! Și te frumoasă! Ne vedem mâine la cafea! Păi, dacă noi stăm aici, venim și bem cafea cu căprioarele. Ce mișto e casa asta? Cred că este, adic imediat cum se numește, 21, casa de pe insulă. Asta este casa de pe insulă, un fel de VIP de aici. Chiar pare pe insulă, chiar dacă au făcut podul ăsta aici. Dar dacă nu era podul ăsta, până trece. Păi, asta că se accesa cu barca, în schimb, e o chestie recentă de când au amplasat podul, pentru că sunt unii oameni care poate au frică de barcă, habar n-am. Tot așa, uite ce punturi mari au aici. Mamă! Fain, și este mai private, așa e. Astea pe dreapta sunt căsuțele în copac. Mhm. Și cred că aici au fost corturile de glamping. Mhm, mai sunt vreo două. Erau undeva la 300 de lei pe noapte, 330 de lei pe noapte. Cumva aici este punctul de întâlnire, aici cred că se face și foc de tabără vara, când e super multă lume. Și mi se pare o idee foarte faină de încercat și asta, știi, cu cortul. Am văzut că au amenajate toalete, dușuri, toate fiind super curate și îngrijite. Așa că n-ar fi un impediment să încercăm și genul ăsta de cazare. Cred că e mai fain unde stăm noi. Dar te scoate din zona de confort treaba asta. E camionul cultural. E clar, aici se întâmplă activitățile. Concerte, mă gândesc. Tot felul de caravane unde bănuiesc că e mâncare street, cum ar veni. Foarte fain. Cred că aici se va întâmpla și concursul de Halloween, nu? Desfășoară cei de la Zaga Zaga o activitate de Halloween. Copiii au o vacanță acum intersemestrială și aici se va întâmpla așa un fel de Zaga Express.
cumva ideea aceea de America Express, dar made by Zaga Zaga, cu tematică de Halloween. Îmi sper tare. Se vede că e final de sezon. Am venit cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată, sincer. Și asta înseamnă că vara viitoare va trebui să venim aici în full sezon. Se cere. Se cere un remake. Hai să vedem și zona de campare pentru cei care sunt interesați. Practic aici sunt corturi, vara, tip iurte. Locul de joacă de copii este aici. Camioanele. Și astea sunt căsuțele din copac. Cum se par căsuțele astea? Super interesante. Bănuiesc că sunt mai mari, nu? Decât cele în care stăm noi acum. Par mult mai mari. Cred că e capacitate pentru două cupluri, să zic. Nu știu exact, dar e fain. Hai. Am ajuns la cazare. Finally, s-a lăsat foarte tare frigul. Înțeleg de ce se închide sezonul aici în noiembrie, pentru că după vine Moș Crăciun și îngheață pământul, așa că e fain de a veni vara aici. Și pentru că am dat drumul la căldură acum 40 de minute, mă aștept acum când intrăm în casă să fie super tare. Can't wait să ne dezghețăm puțin. Oh, ce cozy! Și călduț și bine. Ah, ce-mi place. Oh my god, ce bine aici. Jucă-i for. Mulțumesc. Oh, miroase și foarte bine. Foarte bun, se simte și brânza. Adică nu e făcut așa cu puțină brânză. Și că se și vede. Ia uite în interior. Super bun. E bun, nu? Foarte bun. Mamă, cam mare asta. Mulțumim echipei de la Zaga Zaga că la ora 9 ne-au făcut papanaș, ținând cont că e la ora 10 închid. Și ne scuzați, vă rog, scuzele de viitoare. Dimineața la cafeluță din Zaga Zaga. O nouă zi, dar mai frig de data asta. Dacă ieri erau 17 grade, acum sunt 12. E foarte frig. Astăzi ne gândeam să mergem cu barca, să dăm o tură de sat, să vedem exact despre ce e vorba pe aici, dar e foarte, foarte frig. Deci nu vă imaginați. Până se pregătește Melissa, să mergem la micul dejun, servim o cafea frumos și ne bucurăm de vederea asta. Aseară am dat aer condiționat la blană, a fost foarte cald, a fost bine și l-am închis pentru cred că o oră și deodată s-a făcut rece, deci Zaga Zaga, vă rog eu frumos. Haideți să ne vedem și în iunie, anul viitor, ca să fie cald. Gata și cafeaua, hai să mergem să mâncăm. Salutăm și pe tovarășile noastre căprioare, sunt fix acolo, nu vei să cred că sunt atât de aproape de noi. Și să vedem dacă Melissa e gata. Bună dimineața, ce frumoasă e viața! Când e cald afară dimineața, e foarte frig astăzi. Dumnezeule, chiar a venit toamna, de ieri pe azi a venit toamna în adevăratul sens al cuvântului. Dar na, asta este, mergem, mâncăm un mic dejun super delicios, bem o cafeluță caldă și mirobolantă și vedem ce mai facem după. Dacă este soarele, poate ne dăm cu barca, dar nu prea cred. Variante pentru plimbarea cu barca, hidrobiciclete dați la pedale, faceți un pic de tonus la mușchi, cu barca cu motor și barca la vâzle, nu? La care trebuie să vâzlești, aia originală. Eu aș fi mers sincer cu toate dintre ele.
Haideți să vă spunem repede cât costă o oră cu barca. Dacă vreți să alegeți varianta cu pedale, hidrobicicleta, veți achita pentru o oră 80 de lei. Însă, dacă sunteți mai puși pe treabă, cea clasică este doar 40 de lei pe oră și în cazul în care vreți doar să vă plimbați și să nu depuneți niciun pic de efort, barca aceea cu motor este 180 de lei pe oră cu un barcandiu care să vă plimbe pe aceste minunate canale. Cel mai probabil o să ne întoarcem vara când va fi cald, probabil în iunie, iulie, când nu va fi atât de aglomerat, să sperăm, deși e atât de frumos aici încât merită să vii. Acum o să zicem pas, că este foarte frig și pare că o să plouă. Da, un lucru e cert. Vara viitoare venim și ne dăm cu barca și o să vă spunem care a fost sentimentul. Din exterior, cum i-am văzut pe ceilalți de pe ponton, este o activitate foarte plăcută și relaxantă, dar o lăsăm pentru data viitoare. Câteva concluzii despre experiența noastră la Zaga Zaga. Personal, auzisem că este frumos, dar pentru noi a fost o surpriză pentru că nu ne așteptam să ne placă atât de mult. Zaga Zaga într-adevăr a fost o surpriză pentru noi, chiar dacă vremea nu a ținut cu noi, au compensat foarte mult facilitățile, dotările, tot ceea ce ne-a oferit acest sat de vacanță. Mi se pare o idee bună atât pentru vacanțele de cuplu, cât și pentru vacanțele în familie. Îți oferă foarte multă intimitate, mai ales pentru cupluri. Există o parte pentru vizitatori și o parte pentru cei care se cazează aici. Iar ceea ce interesează pe toată lumea despre prețuri, eu cred că prețurile sunt accesibile, având în vedere celelalte locații și destinații în care noi am fost. Toate locurile s-au scumpit acum, este din ce în ce mai greu să călătorești, iar pentru un astfel de loc în Moldova, unde nu ai acces, spre exemplu, la Aventura Park, la un spațiu atât de întins, de verde, cu canale pe care poți să te plimbi cu barca într-o duminică de august, mi se pare că nu sunt atât de scumpe pe cât ar putea părea la prima vedere sau la un search pe Google. Nu știu dacă ați căutat vreodată pe Booking străinătate cât costă o astfel de experiență, cu siguranță mult mai mult. Planul este să revenim și la vară, când o să fie cald și plăcut, și să mergem cu barca pentru că am rămas cumva cu o restanță pentru acest sat. Ne-ar plăcea foarte mult să încercăm și celelalte tipuri de cazare ca să stabilim exact dacă este acesta preferatul nostru. Mi se pare tare că se adresează și copiilor, pentru că sunt o grămadă de activități și tabere pentru copii. Ba chiar acum în octombrie desfășoară o vacanță de toamnă cu tematica de Halloween, unde poți veni și distra copiii cu tot felul de activități specifice. Mi se pare foarte tare și puteți găsi foarte multe detalii pe site-ul lor. Așadar, dacă ești pasionat de pescuit, dacă vrei să vii cu familia, să vezi animalele, să mergi pe la fermă, să vizitezi căprioarele, să mănânci ceva bun la Kerhana sau la Iaz, sau dacă vrei doar liniște, vrei să te relaxezi, să te bucuri de natură, Zaga Zaga Sat poate fi o alternativă faină pentru a rupe din rutina zilnică. Lasă-ne un like la acest clip, nu uita să te abonezi și... Și nu pleca nicăieri, pentru că următoarea aventură sau destinație este la doar un click distanță. Am vrut să fac o poză, dar am apăsat filmare. A, e.